o plimbare mică de 10 minute ne-a adus și în spatele poștei. Da. Suntem în spatele Bulevardului Unirii, la intersecția străzii Lucian Blaga cu Bulevardul Unirii. Da. Acestea sunt blocurile de pe Bulevardul Unirii. Da, suntem în spatele lor. Da, de ce ne-am oprit aici? Pentru că în spatele nostru se găsește fosta poștă Vitan, care în zilele noastre nu știu ce regim are, pare părăsită, văd că e cam gol înăuntru. La un moment dat era și un împinge tava de curând, nu știu, poate mai e și acum. O cantină, da. Da, da, da. Da. O clădire care a fost dedicată în anii 50, din cărămidă roșie, și care urma să deservească întreg cartierul de aici din zona Căii Dudești, Vitan. Și de aici și numele ei, Poșta Vitan. Un alt lucru pentru care ne-am oprit aici este că în momentul în care înainte să fie ridicate aceste blocuri, deci în perioada demolărilor, aici era totul ras. Deci singura clădire care se mai afla în picioare, pe o rază de câteva zeci de metri, era clădirea Poștei Vitan. În rest, în jur, totul aici era absolut gol. Era loc deci liber. Ce imagine era, era pe vremea? Un fel de câmp cu o clădire în mijloc. Există și o fotografie realizată chiar atunci în timpul demolărilor, nu mai știu unde am văzut-o pe internet, și care ne arată acest peisaj selenar cu această excrescență. Și e totuși bine că poșta, clădirea poștei n-a intrat în planurile de sistematizare ale centrului politic-administrativ, pentru că dacă ar fi intrat și ea pe zona de contact, da, ar fi fost rasă fără discuție, clar, indiferent de faptul că a fost construită tot în anii regimului comunist, în anii 50. Da. Și de asta am zis să ne oprim puțin la acest, la acest punct. Acum o să ne reluăm călătoria către Palatul Parlamentului. Așa, în partea stângă este drumul către Molul Vitan. Da. Există și, de asemenea, tot în anii 80, există un, sunt mai multe quartale, mai multe, două, trei cartiere de locuință care au fost dedicate, sunt și de blocuri de 4 etaje și blocuri de 10 etaje. 80-90, nu? Care au fost dedicate, da, tot în anii 80, peste 80. Drum de, de acești arbori, de acești copaci. Mai sus, pe această stradă care intersectează Bulevardul Unirii, în anii 90, în anii, da, în a doua jumătate a anilor 90 și până prin 2005-2006, mai sus un pic și imediat în dreapta a fost discoteca Why Not, celebra discoteca Why Not. Da. În anii 90 existau două mari discoteci ale protipendadei, unde mergea protipendada. Ok. Lumea, oamenii din zona de showbiz, politicieni, oamenii de afaceri ai vremii, da, în aceste două discoteci, Why Not și Vox Maris. Okay. Vox Maris, care și-a avut inițial sediu pe, la subsolul cercului militar, deci pe Bulevardul Elisabeta, da, și după aia s-a mutat în Piața Victoriei și, acest, și această discotecă, Why Not-ul, care era mult mai mare decât Vox-ul și care se afla în partea dreaptă, în spatele blocurilor de pe, cred că strada Ion Pilat e acolo. Bun, și acum o să ne îndreptăm în continuare către Biblioteca Națională și Palatul Parlamentului, dar pe stânga ne vom mai opri la F64. La F64, da, 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 să traversăm. Nu, acum e pe stânga F64. E pe stânga, da, 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 s-a mutat numai acolo. Okay. Avem și în spate blocul cunoscut, Scepter. Da, deci bloc Scepter, da, da, da. E un punct de reper și acum, și mulți ani a rezistat ca punct de reper, blocul Scepter. Da, și într-adevăr, mai în față F64, care s-a mutat, era înainte aproape de junior sau, mă rog, cum îi spunea. Da, junior, i-a zis după Revoluție, inițial magazinul s-a chemat Tineretului. Ok. Urma să fie un magazin al Tineretului. Dar n-am prins magazinul, nu știu ce era acolo. El a fost deschis în 89, pentru că eu am apucat să intru în el, eram copil. Ah, bun. Și s-a deschis chiar în anul 1989, bineînțeles, cu foarte puține produse. Dar, deși magazinul era foarte mare, era foarte mare, da. O construcție mare, e și acum, da. Da, acum el s-a amenajat sediul Tribunalului București. Da. Deci mai cred că prin 2000, la începutul anilor 2000 s-a luat decizia de a fi amenajat sediul Tribunalului București, dar inițial a fost destinația sa a fost de magazin pentru tineret. Așa. Și deci, ce găseai în el? Produse automoto, velosport, biciclete, palete de ping-pong, produse pentru pentru concedii, corturi, okay, okay, tot ce ținea de estival, de litoral. Și deci pentru telespectatori, să zicem că
clădirea se află vis-a-vis de Biblioteca Națională. Deci, exact, actualul da. Tribunal București se află pe, chiar vis-a-vis de Biblioteca Națională. Da. Și în continuare avem și pe stânga și pe dreapta blocurile de 10 etaje care străjuiesc Bulevardul Victoria Socialismului, Bulevardul Unirii. Da. Curios este că imediat după Revoluție, vedeți, dintr-o titulatură ideologică, Victoria Socialismului, care te trimite la o ideologie, da? Da. Fundamentul regimului socialist, pentru că regim comunist n-am avut niciodată, noi tindeam, România tindea să ajungă către comunism, dar regimul politic a fost un regim socialist, socialist de dictatorial, socialist da. De dictatură, evident. Deci la o titulatură ideologică, Victoria Socialismului, am trecut în partea dreaptă, în o denumire care ține de identitate națională, de identitate de dreapta, să-i spunem, naționalistă. Da. Deci avem Bulevardul Unirii, acesta, da. Da, care ține de spectrul de dreapta, de zona de dreapta a spectrului politic, și Bulevardul Decebal, care la fel, forțele politice care se revendică de la Daci, de la așa, țin de partea de dreapta a da. Eșichierului politic. Deci am trecut, cum ar veni, de la stânga la dreapta, să zicem așa. Okay. Nu s-a luat decizia de a merge pe o denumire neutră sau, nu știu, cum e Bulevardul Primăverii, să zicem. Da. Care e neutru, sau, să zicem, nu știu, da. Bulevardul Ghioceilor. Da. S-a mers tot pe ideea asta. Panseluțelor. Da. Avem o stradă. S-a mers pe... Uh-huh. Tot așa, într-o cheie... Este și o cheie ideologică, într-adevăr, pentru că... Ideea de națiune și așa aparține, este vehiculată în primul rând de forțele de dreapta, mai puțin de cele de stânga, care sunt, cei de stânga sunt cu internaționala, cu ideea de internaționalizare, de regimurile muncitorești, de, da. Fără, care n-au treabă cu națiunile, cele ce țin, toate lucrurile care țin de universal, de drepturi și libertăți sociale. Da. Bun. Și aici, da, cred că ne-am apropiat. Ne apropiem de spațiul acela mare, Viran, care da. Se voia o construcție. Da, este o celebră groapă. Groapa aceea, da. Groapa, cea mai mare groapă care există într-o capitală europeană. Cred că okay. În inima unei capitale europene. Da. Nu cred că mai există pe undeva într-o capitală europeană o groapă de asemenea dimensiuni. Care nu arăta chiar așa groapa atunci când, cred că atunci când a venit Revoluția. Parcă, da, mi-am aminte că erau niște chestii, niște stâlpi. Da, da, da. Ceva era acolo. Da, deci, dar acum s-a ras totul. Da, în 1988, pentru că, așa cum spuneam, când eram în Piața Muncii, planurile inițiale nu au prevăzut de la început toate clădirile care vor fi amplasate pe și destinația acelor clădiri. Care vor fi amplasate pe Victoria Socialismului. Da. Ulterior s-au mai adăugat, pe parcurs. Mai da, facem da, da. Și aici, ceva, mai facem și aici, și aici, un bloc și așa mai departe. E, în 1988, într-o ședință a Comitetului Politic Executiv, se ia hotărârea ca în acest loc, situat între strada Nerva Traian și Bulevardul Mircea Vodă, parcă da, următoarea stradă este Bulevardul, arteră este Bulevardul Mircea Vodă, da. Să se ridice Centrul Național de Creație și Cultură Socialistă, Cântarea României. Asta era titulatura inițială. Okay. Asta era un complex arhitectonic, un ansamblu arhitectonic. Da, uriaș. Suprafața e destul de mare. Enormă, da, da. Da. În zilele noastre sunt discuții pentru a fi toată această suprafață să fie atribuită Ministerului Justiției pentru a construi acolo un cartier pentru cei care lucrează în sectorul justiție, procuratură, procuratură, wow. parchete militare și așa mai departe. Și da, să traversăm ca să da, ne apropiem. Deci suntem pe strada la intersecția străzii Nerva Traian cu Bulevardul da? Unirii. Deci asta, Nerva Traian. Așa. Și să ne apropiem de ceea ce avea să fie, ceea ce se dorea a fi Centrul Național de Cultură și Creație Socialistă, exact. Cântarea României. E, și vă spuneam, vreau să vă dau câteva detalii despre această construcție, ca să vedeți amploarea la care se ajunsese. Deci ansamblu, complexul trebuia să găzduiască 7 săli de spectacole. Da. 6 săli urmau să aibă o capacitate de între 500 și 2100 de spectatori. Ok. Da. Iar cea de-a 7-a sală urma să fie sala operei, da. Urma să fie Opera Română, care urma să fie o sală enormă cu o capacitate de 3000 de locuri. Da.
Și care urma să fie, să fie, adică să, această sală pentru destinată operei, urma să fie, era punctul central al întregului edificiu, impozant edificiu. Și vă dați seama măreț, ce, da. Da, vă dați seama cam la ce scară se lucra. Gândiți-vă că sala Palatului din Piața Revoluției exact, are da. 3000 de locuri. Da. Ori aici numai o sală urma avea să aibă 3000 de locuri. Aproape 2000. Da, aia erau, mare, da, 3000. Exact, 7 săli. Și numai una dintre ele avea să fie de 3000 de locuri. Da. Și celelalte, bineînțeles, mai un pic mai mici, sunt mai mici. Da, da, da. Da, da, era ceva imens. Cam la ce scară se lucra în acei ani. Da. Bineînțeles, planurile și așa cum spuneam, această clădire urma să trebuia să fie proiectată și realizată pe planurile arhitectului Romeo Belea, fiul ilegalistului Miron Belea. Da, aici în față. Exact. Haideți să intrăm puțin în adâncime, da. De ceva pe aici. E, și în 1989, în vara, în august 1989, Ceaușescu vine aici cu soția, cu cuplul prezidențial ajunge aici. Da. 5 august, nu, 5 iulie, 5 iulie, da. Și au loc inaugurarea, are loc inaugurarea lucrărilor de construcție. Aha, ok. Cum s-a făcut această inaugurare? S-a făcut după același tipic ca la Palatul Parlamentului, ca la Casa Republicii. În ce sens? Ceaușescu a dat dispoziție cancelariei CC să realizeze un pergament și un cilindru de oțel, inox, mi se pare, da. În care să fie introdus acest sul, acest pergament, cu un mesaj pentru posteritate. Da. În cel de-al 45-lea an al Revoluției Sociale de Eliberare, nu știu ce, așa și așa mai departe, am inaugurat lucrările acestui Centru Național cu tare, cu tare, cu tare. Și... uite, s-au... Da, acum văd. Ce interesant. S-a făcut un spațiu de sport. Da. E complet sportiv. Deci, da. Ceaușescu au venit pe aici. Da. Bineînțeles, era aici, o adunare populară. Aici, era o adunare aici, populară aici. Erau câteva sute de oameni aduși. Ei au venit, au coborât pe aici. S-au dus la unul dintre pilonii de rezistență, pentru că... Și la Casa Republicii, pergamentul introdus în acel oțel inoxidabil, în acel cilindru, a fost introdus în unul dintre stâlpii de susținere principale ai Casei Republicii. Da. Și la fel, pe același tipic, au venit în mijloc, au introdus pergamentul într-un stâlp al fundației, după aia s-au ținut două, trei alocuțiuni și au plecat către pe bulevard în jos, în aclamațiile mulțimii, adunării populare, și s-au îndreptat către Casa Republicii. Dar ce vreau să vă spun este că până în decembrie 89, deci în 6 luni de zile, în 6 luni de zile, constructorii au apucat să clădească fundația. De-aia ați văzut și dumneavoastră... Că era ceva, erau, da. Da, erau, se vedeau stâlpii aceștia din chirbeton. Așa, da. Uite, da. Care acum sunt acoperiți. Da. Deci, să zicem, înălțimea acestora de 4-5 metri au corespondent și în dedesubt și jos. Da, 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 da. Și vedeți cam ce suprafață urma da. Să acopere această. Da, acum în zilele noastre se vorbește de a construi un cartier pe exact. Fundațiile unei singure clădiri, acestui da. Edificiu impozant care urma să fie. Iar în față se vede biblioteca. O aripă a Bibliotecii Naționale. Da. Care, la fel, așa cum am spus, urma să fie ridicată și s-a ridicat pe planul de arhitectului Romeo Belea, același arhitect care a ridicat și Teatrul Național din București. Deci clădirea Teatrului Național din București da. Este ridicată tot pe planurile lui arhitectului Romeo Belea. Romeo Belea, care tatăl lui a fost ilegalist, a fost închis în timpul regimului Antonescu în 1943, iar bunicul său, pe care îl chema tot Miron Belea, diferența este că pe tatăl lui îl chema Miron M. Belea, okay. iar pe bunicul îl chema Miron Belea. Tatăl lui la fel a fost ilegalist, în sensul că și el a fost arestat din cauza vederilor sale de stânga, a fost arestat în timpul regimului Antonescu, a făcut și el pușcărie, iar după 1944, în 1945, bunicul său Miron Belea ajunge secretarul general al Frontului Plugarilor. Iar tatăl lui Miron M. Belea ajunge șef de sector la secția de propagandă a partidului. Bun, dar asta n-are nicio legătură cu el, a fost un arhitect, este un arhitect extrem de respectat în breasla arhitecților. Faptul că provine dintr-o familie de ilegaliști n-a avut absolut nicio legătură. Pur și simplu, integritatea sa profesională l-au recomandat pentru a fi arhitectul acestor clădiri da. De pe calea socialismului, Victoria Socialismului. Așa, am spus de fațada Bibliotecii Naționale, iar vis-a-vis de Biblioteca Națională vis-a-vis de biblioteca avem este fostul magazin junior actual exact, tribunal. Tribunalul București, da. Pe care îl vom vedea la următoarea oprire, când...
ne vom opri pe bulevardul Mircea Bodă. Iar pe partea asta avem intrarea în pasajul Mureșești. Da, da. Vis-a-vis da. De acele blocuri care și asta din sunt ridicate, da, da, sunt sistematizate noi. Tot în anii da. 80, tot ce aici este ridicat în 80, în anii 80. Exact. Cu blocul Loto, bă, pe stânga aici în intersecție. Da, blocul Loto, da. Adică aici s-au dat apartamente celor care au câștigat la Loto sau ceva da, de genul ăsta. Da, să spunem și lucrul ăsta că pentru în planul de perspectivă ale Partidului Comunist, planul de directivă, anul 1990 urma să fie, să constituie, să reprezinte un punct final al problemei locuințelor din capitală. Adică problema locuințelor în București, în capitală, urma să fie rezolvată total în 1990. Pentru că în perioada 1965-1989 s-au construit în jurul a 600.000 de apartamente da. În București. Iar în București această problemă a locuințelor urma să fie rezolvată în 1990. Da. Din fericire a venit Revoluția, am scăpat de Ceaușescu, din păcate au rămas foarte multe lucrări în nefinalizate, în ruină. Mm-hmm. Da. Și de aceea în anii 90 avem acele imagini din perioada tranziției cu tot felul de locuri din București, cum este și acesta, care ai impresia că ești undeva într-o țară abia ieșită din război. Da. Pentru că în anii 80 această transpunere în fața... Se lucra foarte mult, se construia foarte mult și într-o dată s-a oprit totul. Vă dați seama, și armata avea alocate sectoare de front, să zicem, pe Victoria Socialismului, s-a lucrat cu armata. Eu sunt abonat și pe niște grupuri de foști militari în termen și unii dintre ei pun fotografii din timpul lucrărilor la bulevard și unii dintre ei au fost afectați, au fost detașați pentru a lucra pe acest șantier cu unitățile militare respective. Da. Și această construire intensivă, dezvoltare a edilizarea urbană, evident că a presupus un efort enorm, care venea și pe problema achitării datoriilor. Deci tu ai odată pe de o parte austeritate și pe de altă parte faci investiții în infrastructură enorme. Foarte mare. Vă dați seama, Canalul Dunăre de Marea Neagră, Casa Republicii, Bulevardul Victoria Socialismului, sistematizarea de diferitele cartiere din București, de exemplu, Rahova, Ferentari, toate au fost făcute în anii 80. Militari? Da, militarul a fost târziu, a fost anii 70, da. Dar în anii 80 avem astea, Ferentariu, avem Rahova, Calea Rahovei, avem aici o grămadă ce se duce în jos. Asta, ce de la Nerva Traian către Tineretul. Da. Și vă dați seama cam ce forțe de oameni și de... Dar uite că au făcut bine, a fost foarte greu pentru oameni, asta e clar. Da, foarte greu. Vă dați seama, numai pentru adică ei au plătit practic oamenii. Da, evident, pentru amenajarea râului Dâmbovița au trebuit să aducă aproape toate șantierele de hidroameliorații din țară, cele mai bune șantiere de hidroameliorații, în sensul că i-au adus pe tehnicieni și pe cei cadrele de conducere, i-au adus la București pentru a se ocupa strict de amenajarea râului Dâmbovița, pentru că Dâmbovița până în 1985 a arătat îngrozitor, adică eu mi-aduc aminte că eram mic și când treceam pe acolo era un miros pestilențial oribil. Și toate astea s-au făcut în același timp, într-o perioadă de 10 ani. E adevărat că are un fundament economic în orice societate, în clipa în care te confrunți cu austeritate, ai o problemă a șomajului, care în România nu prea era atunci. Dar la fel cum Roosevelt a făcut ca să iasă din criza economică în 1933, ce a făcut? A demarat lucrări foarte mari în investiții. Ca să aibă omul de muncă. Să aibă omul de muncă, exact. Și atunci s-au făcut marile baraje din Statele Unite, marile șosele, artere și așa mai departe. Și într-adevăr, statul a făcut acele investiții, pentru că cine are forța cea mai mare forță financiară? Statul, evident. Da. Numai că Ceaușescu a vrut să facă și austeritate, a vrut să facă și lucrări de investiții. Și să ne Cam mulți, dintr-o dată, evident. Câtă vreme în partid puterea a fost împărțită între Ion Gheorghe Maur la președinția Consiliului de Miniștri, adică la guvern, am avut cel mai longeviv președinte de Consiliul de Miniștri din întreaga istorie recentă a României. Maur a fost între 61 și 74 premier. Da. Deci îl aveam pe Maur la guvern, îl aveam pe Chivu Stoica la Consiliul de Stat și pe Ceaușescu la partid. Câtă vreme puterea a fost împărțită, lucrurile s-au mai echilibrat. Da. Adică se mai controlau unii pe alții, nu ajunsese puterea în mâinile unui singur om. Da. După 1974, după cel debarcă pe Maur, după ce scăpase și de Chivu Stoica, când ia el președinția Consiliului de Stat, Ceaușescu devine și președinte al Republicii, și președinte al Consiliului de Stat, și secretar general al Partidului, și președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste. Și atunci puterea s-a concentrat în mâinile unui singur om, puterea nu s-a mai putut controla, atât cât se puteau controla ele într-un regim autoritar, dictatorial, și atunci evident că au apărut și aceste decizii total aberante, care nu au fost bune. Pentru oamenii de rând, evident. Da. Omul dacă vede acum un tânăr, să zicem, care vede, te impresionează într-adevăr dimensiunea la care s-a lucrat. Da. Numai că respectivul
nu înțelege pe ce sacrificii s-au luat astea, pentru că nu mai găsești în anii 80 să tăi la coadă pentru absolut orice, la vată, la, de la, nu știu, ouă, și carne, nu mai, totul raționalizat, coadă, totul, pe cartelă. Da, deci noi ne întorsesem în timp, mică, da. Exact ca în țările ieșite de după război, când se introduc cartele și se raționalizează hrana și penurie de combustibil, pentru că erau cozi enorme la combustibil. Da. Și astfel noi ne-am întors în timp, parcă eram în anii 50, când totul era cartelat. Și din 45 până în 56, România a trecut timp într-o perioadă de penurie, printr-o criză, evident, cauzată de război, care s-a manifestat în orice țară, adică nu numai la noi a fost chestia cu raționalizare, și în Italia, vai de capul lor ce au pățit după război, și în Germania. Bun. Și noi pur și simplu ne-am întors ca și cum am fi intrat într-o, sau am fi trecut dintr-o perioadă de război. Deși până să ne întoarcem la asta, am avut o perioadă bună. Și am avut o perioadă bună. Anii 60-70 este politica de destinare a lui Gheorghe Iuteș, care o preia pe Ceaușescu, de distanțare oarecum față de Moscova și de deschidere față de Occident. Da. Și vin investiții, se creează societăți mixte, comerciale române, româno-americane, româno-germane și așa mai departe. Vin investitori, vin turiști, pe toate planurile. Este o perioadă de deschidere. Exact. Numai că, după, așa cum spunea, după debarcarea lui Maurer, când toată lumea zicea, lasă-mă că Maurer e cu industrializarea mai lentă. Adică Maurer avea o idee, da, e bine să ne industrializăm. Înseamnă că era pe echilibru. Exact, dar totuși nu e bine să luăm pe pica de la oameni. Da. Și atunci el mergea pe ideea de industrializare, dar limitată. Ceaușescu avea această concepție stalinistă de a face totul cât mai rapid și pentru a-și marca epoca, pentru că era epoca Nicolae Ceaușescu, și pentru a-și pune amprenta în toate domeniile activității economico-sociale, șantiere, minerit, tot trebuia să poarte amprenta lui. Și am luat aceste decizii forțate în contra bunăstării oamenilor, pentru că ce își dorește orice om. Ok, sunt oricine la putere, dar vreau să am un minim confort. Care se instituise, într-adevăr, în anii 60 am avut o poșghiță de bunăstare. Da. Pentru că eram și la 10-15 ani de război, gata. Conducătorii de atunci au ajuns la concluzia că, domne, trebuie să mai slăbim șurubul și să introducem și un pic de bunăstare și confort oamenilor. Da. Asta. Și era. Până până a rămas singur și... Da, este perioada de pseudo-liberalizare, cum s-ar zice, de deschidere a României către lume. Dar s-a construit. Da. Și iată că... Acum avem... Că și de asta spuneam că dacă mai durau lucrurile, dacă Revoluția venea un pic, să zicem, mai târziu, într-adevăr... Se făcea și asta, dar mai dărâmau și alte cartiere. Da, bun, exact. Da. Se termina asta și se demolea. Că și pe la mine se anunța. Mănăstirea Băcărești a fost demolată, locul unde avem astăzi Delta Băcărești. Da. Toată acea zonă urma să adăpostească alte edificii în zonă. Deci, într-adevăr, exact cum spuneți dumneavoastră, terminam o plombă, intram în alta. Adică eram... Demolam altele. Pentru că el, după ce a anunțat în prima oară lui 89 achitarea datoriei externe, în loc să dea drumul la mărfuri și să zică, gata, oameni buni, am suferit până acum, am o perioadă de privațiuni, un deceniu de privațiuni, gata, e timpul să ne revenim. Da. Nu, din contră, a anunțat încheierea plății datoriei externe și din contră, și mai mult, a strâns șurubul și mai mult. Da. Și atunci, evident că a întins foarte mult coarda. Și de asta am avut și ruptura la Revoluție, pentru că în toate țările din jur au fost trecerea, schimbarea de putere a fost pe cale... amiabilă între forțele politice, forțele civice și politice care se constituiseră, numai că în România, dacă n-a dat drumul, n-a lăsat nicio supapă și a fost tot timpul pe control, din ce în ce, controlul se intensifica de la în toate domeniile vieții, atunci a avut presiune până a făcut foc. Exact. Să ne continuăm. Am făcut un mic excurs politic. Am ajuns în fața fostului magazin Junior, cum s-a chemat în anii 90. Acolo sus, unde scrie tribunal, acolo scria Junior. Junior, da. Este actuala reședință, actualul sediu al Tribunalului București. El a fost inaugurat în anul 1989, se chema Magazinul Tineretului, deci Junior a venit după 1990. Și vis-a-vis, peste drum, de Bulevardul Unirii, avem Biblioteca Națională, care... a fost dedicată la Roșu, într-adevăr, în 1989 se afla la Roșu, întreaga clădire. Ce vedem noi acum este o reconsolidare și o ramforțare a ei, făcută acum vreo 2010 sau 2012, a fost inaugurată. Da. Tot aici, în sediul Bibliotecii Naționale, se află, în spate se află sediul Ministerului Culturii. Sigur. Deci avem, pe de o parte, Biblioteca Națională și, în spate, Ministerul Culturii, care sunt în aceeași clădire. Și aici în mâini țin un album de fotografii, se cheamă
Calea Văcărești, Cartierul Evresc și alte locuri uitate, aducerea minte. Este un album realizat de Cristian Popescu și conține o serie de fotografii, câteva zeci de fotografii, sute de fotografii realizate în anii 1985-1990, cu demolările care au avut loc pentru construirea acestei părți a Bulevardului Victoria Socialismului. Pentru că aici au fost afectate foarte multe case din Cartierul Evresc și Calea Văcărești. Și domnul Cristian Popescu a realizat foarte multe, foarte multe fotografii chiar în acea perioadă. Okay. Și a fost un temerar, pentru că spune și în carte că a greu avut să reușești să faci poze pe de două ori a fost abordat de organele de miliție și a fost dus la secție pentru că realiza aceste fotografii și evident organele de ordine se întrebau pentru cine le realizezi și ce vrei să demonstrezi. Vrei cine să demonstrezi ești, cine vrei să arăți, vrei, să, vrei să te duci cu fotografiile afară ca să arăți că ne merge rău că, sau exact, știe. Exact. Afară se făcea foarte mult tantam pe, la Europa Liberă pe ideea de sistematizarea satelor și pe demolările care aveau loc în București, că București în anii 80 ajunsese ca o zonă de război. Da. Aveau loc foarte multe demolări și evident organele de ordine vreau să preîntâmpine, să preîntâmpine aceste probleme de a distribui fotografii în Occident care să arate distrugerile care se fac în București și la sate, pe ideea de sistematizarea satelor. Da. Și totuși Cristian Popescu a realizat aceste fotografii în condiții vitrege, totuși de în acei ani. Dar nu s-a lăsat și da, și iată că avem acest album de fotografii. E o pagină de istorie importantă, da, care ne este arătată în imagini. Da, și ce vreau să vă arăt, mă rog, nu cred că o să găsesc acum, dar dacă o să ne uităm un pic peste drum, mă rog, nu se văd din cauza copacilor, o fotografie care este prezentă aici în album ne arată și reședința fostei procuraturi militare și a Tribunalului București din strada Negru Vodă, este o stradă care în spate. Și acolo și-a avut reședința Procuratoria Militară și Tribunalul Militar în anii 50. Okay. Și este singura fotografie care se mai păstrează cu acea clădire, pentru că foarte puțină lume știe unde aveau loc procesele politice din anii 50. În strada Negru Vodă, numărul 3, era o clădire de 3-4 etaje. Da, și aici sunt, în această carte, sunt diferite momente din anii 85-89, și niște povești, văd că fiecare este cumva explicat. Da, fiecare fotografie este însoțită de explicații, cu legenda sa, cu bucăți din planurile de sistematizare, povești de viață, viața cotidiană. Deci o lucrare excelentă, un demers remarcabil al domnului Popescu. Da, și de aici o să ne îndreptăm către, în continuare, pe Cheiul Dâmboviței. Da. O să ne scurgem și noi așa către Piața Unirii. Pe lângă terasele. Pe lângă terasele, da, pentru că acum locațiile o parte a, făcute în coace, așa. Da, o parte a Cheiului Dâmboviței este amenajată pentru această esplanadă. Da. Pentru loazir, pentru pentru tineri. Pentru socializare. Da, socializare. Foarte, foarte interesant. Și la un moment dat, pe partea dreaptă, o să ajungem și în dreptul magazinului Unirea, care și el are tot așa o poveste interesantă. Da, și la fel, Piața Unirea a fost sistematizată tot așa în anii 80. Magazinul Unirea propriu-zis a fost ridicat în 1978-79, a fost inaugurat după planurile arhitectului Cezar Lăzărescu. Da. Și Cezar Lăzărescu a avut câteva obiective de ridicat aici pe Bulevardul Victoria Socialismului. Da. Pentru că, așa cum spuneam, au fost mai mulți arhitecți care au contribuit la dezvoltarea acestei artere. Iar magazinul Unirea, i s-au adăugat două aripi în anii 85-80. Aripa Călăraș. Da, aripa dinspre Călăraș, deci pe partea cealaltă, și aripa de aici dinspre Bulevardul Unirii. Deci prin 85. Da, între 85 și 89. Okay. Tot atunci a fost sistematizată Piața Unirii, a fost demolat spitalul brâncovenesc. Okay. Chiar și Hanul Manuch urma să... A avut o soartă incertă. A fost în discuții pentru că Ceaușescu nu l-a grea și din cauza trecutului său, din secolul XIX, și a avut intenția să-l marginalizeze sau să-l acopere, dar până la urmă a scăpat. Dar hala mare a Piețelii Unirii a fost demolată, da. Deci care era hala de carne, hala,
hala care a depostat-o spre cupeții. Asta era în fața... Unde era așezată? Hala era chiar în fața... În fața magazinului, nu? În fața magazinului. Unde e parcul. Unde e parcul, unde este actualul parc. Unde ar fi trebuit să se construiască... Unde e simbolul locului în care ar fi trebuit să se construiască... Catedrala Mântuirii Neamului. Da. În anii 90, când a venit papa... Da. Uf. Papa Ioan Paul al doilea? Parcul al doilea. Da, a venit în vizită la București și a fost întâmpinat de teoctist. Da. Ei s-au întâlnit aici în Piața Unirii, da. Au susținut o alocuțiune. De ce aici în Piața Unirii? Pentru că aici fusese sfințită o troiță care, în jurul căreia urma să se, pe locul căreia urma să se ridice Catedrala Mântuirii Neamului, care ulterior a fost mutată. S-a decis până la urmă să fie mutată în dealul Arsenalului, în spatele Palatului Parlamentului, da. Unde o avem și unde avem ridicat astăzi. Da. Dar inițial ea trebuia să se ridice pe actualul cumva parc. Acolo, dar am înțeles că de fapt era simbolic mai mult discutat să se pună acolo, să fie făcut acolo, tocmai de aceea s-a decis să se pună și micul monument acolo. Da, și aici era și chestia, dar mai mult simbolic, zic ei. Da, ideea era că aici era și între blocuri. Piața Unirii acum. Acolo e platoul de deasupra Dâmboviței și da, era foarte complicat. Da, plus chestia asta că Dâmbovița aici intră sub planșeu. Da. Planșeu care a fost Dâmbovița a fost acoperită în anii 30, în 1936-37. Carol al II-lea a ridicat a pus planșeul Dâmboviței pe care s-a ridicat sala mare. Ok. Și deci nu hala mare, pardon. Așa. Hala mare, hala, da. Adică hala care era în fața magazinului exact. Unirea. Da, da, bun. Da. Deci planșeul a fost realizat în perioada interbelică. Exact. Iar da. În momentul în care s-a luat decizia de a se construi magistrala a doua, la fel au fost foarte mari probleme din cauza acestui nod. Da. Metrou, că deja exista magistrala întâi, da. Stația de metrou Piața Unirii. Da. Ori acum, odată cu ridicarea, cu construcția magistralei a doua, urmea să fie construită sub stația de metrou Unirii, încă o stație de metrou care să... se afle pe magistrala a doua, deci da. Piața Unirii 2. Și tot așa au fost foarte mari probleme cu acest nod. Dâmbovița, magistrala 1 și urma și magistrala a doua, plus în 1987 când s-a luat decizia de a se construi și pasajul. Pasajul care leagă, care trece pe sub. Exact. Deci sub, în 87. Da, pasajul a fost o lucrare tot așa un heirup fantastic. S-a făcut rapid. S-a făcut, da, în 6 luni de zile. Wow, 6 luni. Da, pentru că Ceaușescu în mai 1987 urma să găzduiască o vizită de stat a lui Mihail Gorbaciov și a Raisei Gorbaciova și a dat dispoziții ca această lucrare, încheierea lucrărilor la pasajul Unirii, să se încheie înainte de venirea lui. Okay. Deci în clipa în care Gorbaciov urma să vină în țară, pasajul urma să fie finalizat și inaugurat. Și într-adevăr, așa s-a făcut. Da. Pasajul a fost inaugurat cu câteva zile înainte de sosirea lui Gorbaciov, 27-28 mai 1987. Da. Deci avem, pe de-o parte, pasajul, da. Magistrala 1, magistrala, da. 2, da. Și Dâmbovița. Care și să mai pui pe deasupra, să mai pui o catedrală, exact, nu mai exact, merge. Exact, cam greu. Da. Și, dar acest pasajul Unirii, s-a realizat și printr-o, evident, munca constructorilor, dar un viceprim-ministru al guvernului, Ion Petre, da. Care era și ministrul construcțiilor, a fost detașat pur și simplu la fața locului. Deci vicepreședintele Consiliului de Ministri, deci a locuit aici președintele în barăș cu muncitorii, okay. Ca să coordoneze de la fața locului aprovizionarea, lucrările de construcție propriu-zise și tot ceea ce presupunea munca organizată pe un șantier. Da. Deci pasajul a fost coordonat de la fața locului de un vicepreședinte al Consiliului de Ministri, al Guvernului. Tare. De-aia și acest termen de realizare a fost foarte, foarte scurt. Da. Da, da, da. Pentru că pasajul are o lungime de 900 de metri. Da. Este cel mai lung pasaj din București la acea vreme. Și mi se pare chiar și în zilele noastre. Mi se pare că a rămas pasajul cel mai din București. Posibil. Cred că e cel mai lung. Da, da, da. Cred că da. Și tocmai a trecut și el printr-o... Da, acum a fost cu amenajat, reamenajare, da. A durat ceva și acele câte accidente, probleme, da. Da, da, da. Au urmat după, nu mai zic. Cu înălțimea, cu... Da. Da, și aici avem stăvilarul. Apropo, uite-l aici, în stânga jos. Locul în care Dâmbovița intră sub planșeu. Îl vezi? În capăt acolo.